Cerurilor nu este încă pe pământul acesta.
Și voia lui Dumnezeu nu se face pe pământul acesta așa cum se face în cer. Dar, zice Sfânta Scriptură, va veni o zi când împărăția cerurilor va fi întronată pe pământul acesta. Vă rog să dați de câteva pagini înapoi în cartea lui Isaia, la capitolul 2. Auziți ce zice cuvântul Domnului aici? Începând cu versetul 2, de la 2 până la 4. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra neamurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacob, ca să ne învețe căile lui, ca să umblăm pe cărările lui, că din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Noi, în general, când vorbim despre venirea Domnului Iisus Hristos, despre împărăția cerurilor, despre mileniu, ne axăm discuția noastră mai mult pe învățăturile Noului Testament și pe cartea lui Daniel. Însă fundamentul împărăției cerurilor, despre care Domnul Iisus Hristos a vorbit cu ucenicii lui, rădăcina, este adânc înfiripată în Scripturile Vechiului Testament. Când ucenicii au stat de vorbă cu Domnul Iisus Hristos, jumătate din cartea asta nu exista. Mai mult de jumătate. Ei nu aveau Noul Testament. Ideea lor despre împărăția lui Dumnezeu, despre domnia lui Dumnezeu, despre voia lui Dumnezeu, era bazată pe cuvintele Sfintelor Scripturi ale Vechiului Testament. Dragii și surori, nu neglijați Scripturile Vechiului Testament. E adevărat că auzim foarte des că Vechiul Testament era numai umbra. Însă, dacă Noul Testament este împlinirea profețiilor Vechiului Testament, învățăturile Noului Testament își au rădăcina în Vechiul Testament. Domnul Iisus Hristos, în starea de vorbă pe care a avut-o cu ai lui, cu cei doi ucenici care mergeau către Emaus, când a început să le desfășoare Scripturile, când a început să-i învețe Scripturile, le-a spus, zice, Scripturile acestea vorbesc despre mine. Și le-a tâlmăcit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Scripturile pe care Domnul Iisus Hristos le-a folosit erau Scripturile Vechiului Testament. Haideți să învățăm să nu neglijăm Scripturile Vechiului Testament. Adevărurile fundamentale ale Sfintelor Scripturi sunt în Cuvântul lui Dumnezeu, iar Cuvântul lui Dumnezeu se găsește în Vechiul Testament și în Noul Testament. Noi suntem cumva vinovați de orică scoatem în evidență învățăturile Noului Testament în detrimentul învățăturilor Vechiului Testament. Haideți să încercăm să ținem o balanță în ele. Domnul Iisus Hristos ne-a învățat lucrul acesta. Așadar, să știți că va veni o zi când împărăția lui Iisus Hristos, când împărăția lui Dumnezeu, când împărăția cerurilor va fi întronată pe pământul acesta. Versetul 2 din Isaia, capitolul 2, zice că se va întâmpla în scurgerea vremurilor. Asta însemnează că era încă în viitor. Că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi la el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele casei Domnului, Dumnezeului Iacob, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Înțelegem noi ce zice Sfânta Scriptură aici? Auzim vorbindu-se mult în zilele noastre despre mișcarea aceasta ecumenică. Sunt liderii națiunilor care se folosesc de liderii religioși. Să adune toate religiile la un loc. Mișcarea aceasta de mult se cheamă ecumenism. Să știți că oamenii nu vor realiza lucrul acesta. Când Iisus Hristos va întemeia împărăția lui pe pământul acesta, atunci va exista un singur Domn, Iisus Hristos, și va exista o singură credință, credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și de ce n-am zice? Credința va fi să că e biblică și bună.
Iisus Hristos, zice Sfânta Scriptură, va domni de la Ierusalim pe întreg pământul. În zilele domniei lui Hristos, care se întinde 1000 de ani, va fi o singură credință. Credința pe care Dumnezeu a dat-o Sfinților odată pentru totdeauna. Și singurul care primește închinarea este Iisus Hristos. Capitala lumii. Nu e la Washington, nu e la Moscova și nu va fi la Pekin. Capitala lumii va fi la Ierusalim, de unde Hristos va domni ca împărat al împăratilor și domn al domnilor. Auziți ce zice Isaia aici la capitolul 2? Că popoarele se vor duce cu grămada și vor zice, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacob, ca să ne învețe căile lui, să umplăm pe ele. Știți ce însemnează asta? Cartea aceasta este singura carte care conține adevărul. Este singura carte în care Dumnezeu se revelează pe sine. Și Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac este Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos. El are adevărul. El este calea. El este cel la care, El este cel la care toate neamurile pământului vor alerga să audă adevărul. Frații și surori, trăim zilele din urmă. Și Sfânta Scriptură zice că împărăția aceasta va veni, va fi întemeiată și că toate popoarele vor alerga la Ierusalim ca să audă acolo calea, legea, cuvântul Domnului. Că din Ierusalim va ieși cuvântul Domnului. Suntem mai aproape cu 2800 de ani de împlinirea acestei profeții pe care Isaia a făcut-o în capitolul 2 și în capitolul 65. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor. Cum se va întâmpla lucrul acesta în scurgerea vremurilor? Haideți să mergem de cealaltă parte a Bibliei la Apocalipsa, capitolul 11. Apocalipsa, capitolul 11, cu versetul 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Isaia a văzut lucrul acesta în scurgerea vremurilor, într-un timp îndepărtat. În cartea Apocalipsei Sfânta Scriptură ne spune că va veni ziua și va veni în curând, când împărăția lumii va fi transferată, va trece în mâinile Domnului, a Dumnezeului nostru și a Hristosului său, slăvit să fie numele Lui. Iisus Hristos este Rege al Regilor și Împărat al Împăraților. Și Sfânta Scriptură spune că El va veni și va domni 1000 de ani la Ierusalim. Domnia Lui va fi o domnie a păcii, va fi o domnie a dreptății, va fi o domnie în care El va judeca lumea cu dreptate. Auziți ce zice Biblia în sensul acesta la Isaia, capitolul 65, în Scriptura pe care am citit-o, versetul 19. Eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului. Hristos! Hristosul care s-a născut, Hristosul care a trăit, Hristosul care a fost pironit pe cruce, Hristosul care a fost îngropat, Hristosul care a înviat și s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu. Se va întoarce, zice Sfânta Scriptură. Și de data aceasta, El însuși, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, se va veseli asupra Ierusalimului. Ierusalimul va fi capitala Imperiului condus de Hristos. Sfânta Scriptură zice că toate popoarele vor alerga acolo. Ierusalimul este capitala viitoarei lumi. Și Sfânta Scriptură ne spune aici că El însuși, Hristos însuși, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, se va bucura de data aceasta de poporul Lui. Hristos se va bucura de binefacerile poporului Său. Auziți ce zice Biblia? În timpul acela nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsătelor și nici glasul țipetelor. Lumea întreagă astăzi este un vai, vai, vai. Conducătorii lumii nu știu ce să facă să
prelungească cumva o pace mai trainică pe pământul acesta. În fiecare zi, în istorie, s-a vorbit și se vorbește astăzi de războaie. Oamenii mor pe capete. Însă când împăratul va domni la Ierusalim, când regele regilor, împăratul va domni acolo, zice Sfânta Scriptură că atunci nu se va mai auzi nici plâns, nu se va mai auzi nici țipete, nu se va mai auzi nici buietul cozelor. Hristos va domni, va conduce lumea cu un toian de fier și va fi o lume a păcii, a prosperității, a binecuvântărilor. Dumnezeu însuși se va veseli cu poporul lui, pentru că acolo nu se vor mai auzi glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor. Când Scriptura numește aceasta împărăția cerurilor. Atunci, rugăciunea din Matei, capitolul 6, va fi împlinită. Cum se va întâmpla lucrul acesta? Trăim pe pământul acesta, trăim în lumea aceasta și suntem atacați și loviți în fiecare zi din toate părțile. Haideți să fim conștienți de faptul că trăim și avem un dușman. Sfânta Scriptură numește diavolul. Despre el ne spune Petru, la capitolul 5, cu versetul 8, că el dă târcoale ca un leu și răgnește ca un că se vadă pe cine poate înghiți, pe cine poate distruge, pe cine poate omorâ. Fără Dumnezeu în lumea aceasta. Avem în lumea aceasta un dușman. Pentru ca împărăția lui Hristos să fie întemeiată pe pământul acesta, dușmanul acesta trebuie să fie pus deoparte. Și Sfânta Scriptură ne spune că chiar așa va face Iisus Hristos. După ce biserica va fi răpită, după ce poporul evreu și națiunile lumii vor trece prin necazul cel mare, când puterea poporului sfânt va fi aproape stropită de tot, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Și Sfânta Scriptură ne spune că El va veni cu Sfinții Lui. Cei care au murit în Hristos, biserica răscumpărată și cei care sunt cu El în cer, se vor întoarce cu El în slavă. Martirii care au murit în necazul cel mare se vor întoarce cu El și vor împărăți împreună cu El 1000 de ani pe pământul acesta. Deschideți, vă rog, Biblia puțin la Cartea Apocalipsei, capitolul 20. Apocalipsa, capitolul 20. Și când ajungeți acasă, e bine să citiți versetele acestea mai mult, pentru că e o mină bogată în ele. Aici cuvântul Domnului ne spune așa. Am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șapcele cel vechi care este diavolul Satana și l-a legat pentru 1000 de ani, l-a aruncat în adânc, l-a închis acolo, a pecetuit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile, să nu mai dea tăcoare ca un leu care caută și răgnește pe cine să închidă și pe cine să distrugă. Va fi închis acolo pentru 1000 de ani. Iisus Hristos va veni. Și când Iisus Hristos va veni, îngerul acesta cu lanțul cu care se coboară din cer și cu cheia abisului, cu cheia flăcărilor iadului, se coboară, îl leagă pe Satan și îl închide în termenul aceasta pentru 1000 de ani. În 1000 aceasta de ani, zice Isaia că nu se vor mai auzi țipete, nu se vor mai auzi plânsele. Va fi cu totul o altă lume. Încercați să imaginați o lume în care nu mai e durere. O lume în care nu mai avem nevoie să mergem la dentist. Nu mai e nevoie să mergem la doctor. Când Iisus Hristos va domni ca împărat al împăraților și ca domn al domnilor, doctorii nu vor mai avea de lucru. Nurse, n-au. Sfânta Scriptură zice că nu va mai fi acolo oameni care vor zice, sunt bolnav. Împăratul acesta face schimbări fundamentale în împărăția pe care el o întemeiază. Și zice Sfânta Scriptură că el va face lucrul acesta spre slava lui și spre binele poporului lui. Pentru că el însuși se va bucura de poporul meu. Nu se va mai auzi el nici glas de plâns, nici glas, nici pipete, nu vor mai tinde nici copii cu zile puține și nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele. Cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Știți ce înseamnă asta?
în Împărăția lui Hristos. Perioada aceasta pe care noi o numim copilărie is no longer 10 years. Nu va mai fi 10 ani sau 12 ani. Sfânta Scriptură zice că perioada aceasta a copilăriei se extinde până la 100 de ani. Și dacă se întâmplă să moară unul omul acela, tânărul acela, va muri o moarte violentă. Va fi pedepsit de păcat pentru că el domnește cu un doial pe chef. Auziți ce har și ce binecuvântare va fi în timpul acela. Cine va muri la vârsta de 100 de ani, va fi încă tânăr. În Împărăția întemeiată de Hristos, El readuce perioada când păcatul a fost redus la minim, după ce Adam și Eva au căzut. Oamenii vor trăi din nou, 6, 7, 900 years. Imaginați-vă explozia de populație care va avea loc pe pământ în timpul acela. Bogățiile care pământul le va da oamenilor ca să poată trăiască. Este mâna Harului, binecuvântarea lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea vor avea loc în ce Sfânta Scriptură, pentru că Satana este închis, e întemnițat, e legat, e sigilat. Și structura pe care noi o vedem astăzi va fi total schimbată. Așa ne spune Sfânta Scriptură. Atunci, rugăciunea pe care, în general, noi o facem în fiecare duminică, din Împărăția ta, va fi o realitate. Frații tuturor, continuați să vă rugați pentru acestea. Iisus Hristos vine și vine în curând. Auziți ce zice Sfânta Scriptură? Oamenii vor zidi case, le vor locui, vor zidi vii și le vor mânca locul. Majoritatea, dacă nu toți oamenii, vor fi sau în voi. Nu mai ne vor de altcineva. Ei își vor face lucrul acesta. Le vor face și de data aceasta vor locui în ele. Vor sădi vii și vor mânca struguri lor. Nu vor mai zidi case ca altul să locuiască în ele și nu vor sădi vii pentru ca altul să mănânce rodul. Căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor. Asta se numează viață lungă. Că aleșii mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Gândiți-vă cum se gândesc oamenii și cum privesc oamenii cu Washington DC astăzi, în lume. Sau în Moscow. Două puteri în lumea aceasta. În zilele acelea, toate privirile și toate gândurile vor fi îndreptate către Ierusalim. Ierusalim este punctul. Ierusalimul va fi capitala lumii. Hristos va fi regele lumii. Cei 12 apostoli vor fi judecătorii celor 12 seminții. Biserica răscumpărată se întoarce cu el în slavă și vor domni și vor împărăți împreună cu el. Zice că noi suntem împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Umiliți și smeriți pe pământul acesta, necunoscuți și nebăgați în seamă. Smeriți-vă, dar sub mâna ta, zice Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu, însă vine vremea când El vă va înălța. Biserica lui Hristos, umileasa Lui, este una din părțile cele mai binecuvântate în Împărăția Cerurilor pe pământul acesta. Este locul pe care Domnul Iisus Hristos l-a ales și l-a destinat pentru noi. Ce har și ce binecuvântare să trăiești în timpul acela. Când dacă moare cineva la 100 de ani, se zice că a murit un copil. Și moartea aceluia va fi o moarte violentă. Asta înseamnă că a făcut un lucru așa de rău, încât pe loc Hristos îl judecă și moare. El judecă gândurile și simțirile inimii. Păcatul este judecat în fașă. N-are timp să se desfășoare. Știți, când Dumnezeu l-a așezat pe Adam și pe Eva în grădina Edenului, i-a zis și asta, stai grădina. Aveți pom, aveți tot ce vă trebuie. Puteți să mâncați în rodul tuturor pomilor. Dar din rodul cunoștinței pomului, binelui și răului, să nu mâncați. Pentru că ziua în care veți mânca de el, veți muri necreșit. A venit ziua când Eva și Adam au mâncat din pom. În ziua aceea au experimentat moartea. Când vorbim despre
venirea lui Iisus Hristos și evenimentele care au loc de sfârșit, noi toți zicem, după Apostolul Petru, dacă pentru că nu citim totdeauna bine, că la Domnul 1000 de ani ca o zi și o zi ca 1000 de ani, ce adevărat? Însă 1000 de ani la Domnul este ca o zi. Însă ceea ce este o zi pentru Domnul este 1000 de ani pentru noi aici. Nu micșorează. Când Dumnezeu i-a spus lui Adam că ziua în care ne-ai mâncat în ierte purii negrășit, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, 930 de ani când a trăit Adam, n-a fost nici măcar o zi împlinită. La Dumnezeu a fost o zi fără câteva ore. La Adam a fost 930 de ani. Vedeți cum privește Dumnezeu la lucruri? Înțelegem noi ce binecuvântări ne așteaptă pe noi în împărăția de 1000 de ani, domnind cu Hristos, fiind o împărăție și preot pentru Dumnezeu, Tatăl nostru, lucrurile acestea vor deveni realitate în viața tuturor acelor la care și-au deschis inima pentru Domnul Iisus Hristos, care au zis, Doamne, sunt un păcătos, sunt o păcătoasă și vin la Tine. Când a venit la El, păcatul nostru a fost îndepărtat, prădelegea noastră a fost ispășită, a fost împăcați cu Dumnezeu, a fost binecuvântați cu darul vieții veșnice și așteptăm ca Iisus Hristos să vină și să ne chemi acasă. Și când va veni să-și temeieze împărăția, noi vom veni împreună cu El. Tot Universul va fi martor la evenimentul acesta. Așa ne spune Sfânta Scriptură aici. Nu vor ridica să altul să locuiască în ele, nu vor să ridic pentru ca alții să le mănânce rodul, ci eu însumi mă voi veseli asupra poporului meu, Israel. Nu vor mai munci degeaba și nu vor avea copii ca să-i vadă pierini, căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul și copiii lor vor fi împreună cu ei. Înțelegeți noi că am spus de curs și viața în împărăția de 1000 de ani și cât de importantă este rugăciunea aceasta? Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Să știți că împărăția lui Iisus Hristos trebuie să vină pentru ca rugăciunea aceasta să fie primită. El a promis că va avea loc. E necesar ca Iisus Hristos să vină să întemeieze împărăția pentru ca această rugăciune pe care biserica o face de mai bine de 2000 de ani să se împlinească pe pământul acesta. Și pământul să începe să experimenteze ceea ce Sfânta Scriptură ne spune. Deschideți Biblia, vă rog, la Efeseni, capitolul 4, versetul 5. Se ajunge la punctul acesta și să știți că nu suntem departe de el. Efeseni, capitolul 4, versetul 5. Există un singur Domn, El este Iisus Hristos, există o singură credință, credința care vă dată Sfinților odată pentru totdeauna, există un singur puter, pentru că există un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor. Iisus Hristos va veni să întemeieze împărăția lui Dumnezeu pe pământul acesta pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Către punctul acela mergem noi. Către punctul acela ne îndreaptă Sfânta Scriptură. Haideți să înțelegem că lucrul acesta va avea loc și va avea loc, zice Sfânta Scriptură, în curând. Mica, capitolul 4, versetul 2. Neamurile, națiunile lumii se vor duce cu grămada la Ierusalim și vor zice, veniți, haidem să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacob, ca să ne împete căile Lui, să umbrăm pe cărările Lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu nu vine de la Roma. Cuvântul lui Dumnezeu nu vine de la Mecca și nici de la Medina. Cuvântul lui Dumnezeu a venit de la Ierusalim, a venit de la un evreu al cărei nume este Iisus Hristos, care este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și de acolo va veni cuvântul lui Dumnezeu și învățătura lui în împărăția care urmează, în împărăția de 1000 de ani, când după aceea Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou în care El va fi totul în toți. Nu e așa că e frumoasă ziua aceea dacă ne gândim la ea? Același lucru îl învață Noul Testament, pentru că este bazat pe Scripturile Vechiului Testament. Apostolul Pavel, în Epistola către Filipeni, la capitolul 2, versetele 10 și 11, zice că va veni o zi când
când orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domn. Va veni ziua când orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Vor alerga oamenii la Ierusalim ca să asculte învățăturile Lui și să primească cuvântul Lui. Dorim noi ziua aceasta? Suntem noi pregătiți pentru ea? Dacă până acum există o singură persoană care nu și-a plecat genunchiul înaintea lui Dumnezeu și care n-a mărturisit cu gura lui sau cu gura ei că El este Hristos, Mântuitorul, seara aceasta este seara cea mai potrivită. Dacă nu facem în timpul vieții noastre pe pământul acesta, să știți că va veni vremea când totul va face poate. Orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Haideți să continuăm să vedem cum vor decurge lucrurile în mileniu, în împărăția de 1000 de ani, după ce Îngerul l-a legat pe diavolul, pe Satana și l-a sigilat în închisoarea din Aden. Versetul 4 din Apocalipsa 20 zice: am văzut niște scaune de domnie și celor ce au crezut și ceduți pe ele s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celor ce nu se închinase de fiare și icoane ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână, ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Aceștia sunt martirii care au crezut în Hristos în timpul necatului cel mare și au fost gata să sigileze credința lor cu viața lor. Aceștia sunt cei care vor învia și vor împărăți cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți de Sfânta Scriptură n-au înviat până când nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. În textul acesta avem descrise două învieri. Prima înviere și a doua înviere. Între învierele acestea, punctul pe care îl face Sfânta Scriptură aici, este că există o perioadă de 1000 de ani. Ceilalți morți, cei care n-au fost împăcați cu Dumnezeu, cei care l-au respins pe Iisus Hristos, n-au înviat până când n-au trecut cei 1000 de ani. Asta înseamnă că ei nu au parte de binecuvântările împărăției lui Hristos pe pământul acesta. Ei vor continua să fie în țipete și în plânsete. Grozav sunt chinuit în văpaia aceasta, zice păcatul. Vor continua să fie acolo până când vor fi aruncați în focul de iad și de fucioasă, împreună cu diavolul, cu prorocul mincinos și cu fiara. Însă ei n-au înviat, zice Sfânta Scriptură, până când n-au trecut cei 1000 de ani. Prima înviere. Hristos este primul rod al învierii. După aceea, zice Sfânta Scriptură în Noul Testament, că atunci când Hristos a înviat, o parte din Sfinții Vechiului Testament au înviat și după învierea lui s-au arătat în cetate. Ei fac parte din prima înviere. După aceea sunt creștinii, cei care au auzit mesajul Evangheliei, au crezut că Iisus Hristos a murit pe lemnul crucii pentru păcatele lor, au fost iertați de păcatele lor, mântuiți din păcați cu Dumnezeu, adoptați în familia lui Dumnezeu și în călătoria lor pe pământul acesta au ajuns la sfârșitul vieții. Au murit. Însă ei trăiesc. Și când trebuie să apăsuna, mor din Hristos, vor învia nesupuși cu trezirii. Vor primi trupuri slăbite. Iar noi care suntem în viață, zice Sfânta Scriptură, vom fi transformați împreună cu ei, întâlnim pe Domnul în Văzduh și vom fi cu el acolo pe o perioadă de 7 ani. După care, zice Sfânta Scriptură, că el se întoarce cu toți Sfinții, cu cei care au înviat când el a înviat, cu biserica pe care el a răscumpărat-o, cu credincioșii pe care el îi transformă, cărora le dă trupul slăbite, ca să fie adaptat la noua situație, și cu martirii necazului cel mare, care sunt arătați aici, în Sfânta Scriptură. Ei vor învia și vor împărăți cu Hristos 1000 de ani. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi desfăcat. De ce să-l mai desfăci? De ce te duceai cu Dumnezeu în picioare dacă e în picioare? Bă, Dumnezeu are un scop cu toate acestea. Dumnezeu trebuie să aducă un prut la tot universul. Că Satana
nu știm niciodată caracterul. Când va fi dezlegat, zice că aleargă repede în patru colți ale Pământului, nord, sud, est și vest, și înșeală pe anumiți împărați care au fost fei, care s-au temut numai de Hristos. De data aceasta zice că înșeală și vor aduce în Ierusalim, în vara lui Iosafat, ca să lupte împotriva regelui regelor și împăratului împăratului. În al doilea rând, este dezlegat ca să se scoată în evidență faptul că chiar și după 1000 de ani de binecuvântări, cum lumea nu le-a trăit de la căderea lui Adam în coace, chiar și după 1000 de ani de binecuvântări de genul acesta, natura coruptă este totuși păcătoasă. Și vor găsi oameni care se vor lăsa înșelat și vor veni să lupte împotriva Domnului, Domnilor și Împăraților, Împăratului, Împăraților. Zice Sfânta Scriptură că ei vor veni, sorfui pe fața Pământului, vor înconjura tabăra Sfinților, cetatea Craidită. Dar din ce s-a pogorât foc și i-a mistuit pe toți. Ce Dumnezeu binecuvântat! Ce har! Și ce binecuvântare să fii astăzi o parte din Biserica lui Hristos. Să fii iertat, împăcat cu Dumnezeu, binecuvântat cu darul vieții veșnice. Și diavolul, versetul 10, care e înșelat, a fost aruncat în iadul de foc și de tucioasă, unde este fiala și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Frații surori, să știți că nu există amiglare. Învățătura adventistă aici e greșită, ca și învățătura martorilor lui Jehova. Ei învață că atunci când ai murit, ai murit, ai dispărut. Vor fi munciți zi și noapte. În veci vecilor. Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății. Dumnezeu este Dumnezeu și Tatăl al Domnului nostru Iisus Hristos. Haideți să nu obosim în umblarea noastră cu Dumnezeu pe pământul acesta și să ținem bine minte că Domnul Iisus Hristos va veni să întemeieze împărăția cerurilor pe pământul acesta. El însuși se va veseli asupra Ierusalimului, se va veseli cu biserica lui, cu răscumpărații lui, vor fi zile pe care pământul nu l-a experimentat niciodată și după aceste zile vor veni zile și mai bune. Când Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea și când El va fi totul în toți. Când nu va mai fi lacrimă, când nu va mai fi durere, când nu va mai fi boală, când nu va mai fi moarte, când va fi bucurie, slavă, glorie lui Dumnezeu, pentru cine este El și pentru ce face El. Când toți îl vom slăbi și vom fi martorii unei noi creaturi, vom vedea tăria, puterea, majestatea lui Dumnezeu, când El va face un cer nou și un pământ nou. Fraților, să știți că vremea este aproape. Hristos vine. S-ar putea să vină noaptea aceasta pentru noi și să vină după 7 ani cu noi, în vremea când va veni, când trânsita va răsuna. Haideți să fim găsiți, gata, pregătiți. Ce trebuie să facem în sensul acesta? Uite, Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor. Când El a întrebat în vremea aceasta să ce se împărăția, și a zis, întrebarea voastră, Tatăl a păstrat asta sub mâna Lui, sub cheia Lui. Dar voi aveți ceva de pe tot. Asta înseamnă că noi suntem chemați să venim să ne închinăm, să ne rugăm, să slăbim numele Lui, să împărtășim experiența noastră cu Dumnezeu cu alții, să facem cunoscută Evanghelia Harului Domnului nostru Iisus Hristos, pentru ca mai mulți oameni să fie pregătiți pentru a intra în Împărăția Slăvitului Mântuitor, a Domnului Domnilor, Împăratului Împăraților, Iisus Hristos, Regele Suprem. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Domnul să ne binecuvânteze.